Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne-am reîntors la locul faptei, așa cum se spune, ne-am reîntors la Murghiol. De această dată vorbim cu același domn primar, Filip Ivanov. Bun găsit, domnule primar. În primul rând, ne-am întors aici pentru că am rămas dator cu o anumită temă foarte importantă și vorbim în principal de proiectele depuse de primăria Murghiol, pe de-o parte, iar pe de altă parte vorbim de propunerile de proiecte viitoare. Și de ce vorbim despre propuneri? Nu vorbim pentru că este un an electoral, nu vorbim pentru că avem nevoie să ascultăm promisiuni din partea cuiva, ci vorbim cu un primar care a reușit, așa cum ați văzut și în emisiunea trecută de pe Tulcea News, să realizeze în ultimii ani o grămadă de proiecte, proiecte de valori foarte mari, proiecte importante pentru comunitate, proiecte care au adus aici sau au extins rețele de apă, drumuri, au dezvoltat într-un fel sau altul infrastructură, structura aceasta care este necesară atât localnicilor cât și turiștilor, dar toate acestea sunt făcute cu mulți bani. O parte dintre ei din fonduri proprii, din bugetul local, iar o parte din fonduri externe. Proiectele despre care vom vorbi astăzi sunt făcute și ele pe niște bani foarte mulți și am să încep cu un prim proiect. Vorbesc aici despre reabilitarea și modernizarea străzilor din Sarina Suf, Plopu și din Murighiol. Un proiect care este în stadiu de cerere de finanțare depusă și care ajunge la aproape 25 de milioane de lei, o sumă imensă. Veți termina probabil odată cu această cerere toate drumurile? Puteți să spuneți că veți termina de reabilitat toate drumurile din comună? Referitor la acest proiect și referitor la Sarina Suf, Plopu, despre Plopu putem să spunem că la ora actuală străzile sunt pietruite, se poate circula foarte bine pe ele, dar asta nu înseamnă că primăria nu a implementat un proiect nou referitor la modernizarea acestor străzi, respectiv la asfaltare. Acum, pentru ceilalți primari care, unii sunt începători, alții sunt așa cum sunt, da? Trebuie să înțeleagă că noi am mers, așa cum a fost cu Podiețul, mergem și pe aceste proiecte. Una e să fac un proiect care să fac pe Plopu și cineva să-mi financeze un proiect pentru asfaltare în Plopu și alta e să faci un proiect, un ansamblu de sate. Deci, nu întâmplător el se numește Plopu Sarina Suf, pentru că asta înseamnă că prindem două sate în același proiect. Iar pentru cei care au îndoieli și spun de ce le faceți acum în prag de alegeri, trebuie spus că un astfel de proiect care trebuie să ajungă la cerere de finanțare depusă este făcut, este început probabil cu niște ani înainte. Un proiect care a ajuns într-un astfel de stadiu are nevoie de niște studii preliminare, un studiu de fezabilitate și așa mai departe. De când ați început lucrul la acest proiect efectiv? Pentru cei care au inițiat un proiect să-și facă o casă, înțeleg foarte bine ce înseamnă obținerea de avize pentru o lucrare simplă de a-și construi o casă. Un sistem de canalizare, apă menajeră și nu numai, că și un sistem de alimentare cu apă sau de asfaltare a anumitor drumuri implică multe alte avize. Ținând cont că anumite proiecte și cam toate se lovesc de drumul județean. Trebuie să iei aviz de la drumul județean, trebuie să iei avizul de la Enel, trebuie să iei aviz de la mediu, trebuie de la rezervați, trebuie să iei tot felul de avize, inclusiv de la poliție, de la pompieri și așa mai departe. Vă dați seama că toate aceste avize te trimit pe o perioadă mai îndelungată de execuții. Culmea e că azi semnezi contractul și începi execuția peste un an de zile sau un an jumătate. De chiar și așa mai durează ceva timp până când începeți execuția propriu-zisă. Nu este o Corect. Chestie de pe o zi pe alta, ca să zic așa. Sunt situații în care sunt contestații nefondate și, din păcate, legiuitorul
reglementează aceste probleme concrete și ne trezim cu o persoană sau o firmă, deci sunt situații când sunt firme sau persoane, care contestă această licitație. Sunt rău intenționați sau, Sunt rău intenționați, pentru că sunt persoane care nici nu participă la licitație și fac contestații. Ați avut astfel de situații și corect? La Brânghiol. Corect, da, da. Nu mai punem problema persoanelor care au, firmelor care au participat la licitație, fac contestație, te trezești cu o persoană diversă, un ONG sau un nimeni, care vine și contestă această lucrare. Da? Vă dați seama că toate astea te trimit pe o altă latură, da? Că te trimit în instanță, care durează o lună, două, șase, nouă, da? Vă dați seama și te trezești că la un moment dat, știți ce se poate întâmpla? Firma care a câștigat acea licitație, pentru că au trecut un an sau un an și ceva, zice, eu nu mai vreau. Pentru că nu se mai încadrează în prețuri, în costuri. Nu se mai încadrează în prețuri. Că din momentul semnării contractului, dacă un sac de ciment costă un leu, până ajunge la execuție costă 3 lei. Și omul zice, eu de la 1 la 3 n-am nici să acopăr. Iar dacă sunt proiecte pe fonduri europene, pierdeți chiar și finanțarea. Corect. Și cred, dacă vă interesați și cred că știți, cel puțin cei din rezervația biosferii Delta Dunării, deci din Delta Dunării efectiv, o să vedeți o sumedenie de proiecte care nu au firme care să vină să liciteze. Pentru că transportul pe apă, perioada de execuție, devierea de la perioada de finanțare până la execuție durează foarte mult și omul nu mai poate să execute această lucrare. Asta înseamnă reevaluare, reanalizare, alte licitații și ceea ce este cel mai rău e că pierde populația. Tot acolo, la Plopu și la Sărina Suf, aveți un alt proiect la fel de important, în valoare de 15 milioane de lei, pentru înființarea sistemului de canalizare menajeră. În ce stadiu este acel proiect? Finanțarea este depusă, SF-ul este depus, finanțarea este depusă, așteptăm într-o perioadă cât mai scurtă semnarea acestui contract de finanțare. Avem garanții că vom obține această finanțare pentru că din câte știți și dumneavoastră și ați văzut pe mass media și TV, baza se pune alimentare cu apă și canalizare. Nu este un moft, ci este o strictă necesitate, ținând cont atât din punct de vedere ecologic, cât și dintr-un punct de vedere al asigurării bunei desfășurări a mediului de trai. Sunt acelea străzi, acestea cu sistemul de canalizare, acelea străzi care vor fi și asfaltate? Corect. Sperați să le faceți canalizarea înainte ca să nu fiți nevoiți să spargeți ulterior? Acum știți cum e. E o loterie în această privință. Corect. Că dacă ar fi fost un proiect cu încredințare directă, puteai să faci, domnule, cel care face alimentarea cu apă, face și canalizare și face și asfaltare, numai că legislația asta e și trebuie să ne aliniem cu ea. Aceeași situație avem în Murighiol, când avem apă, canalizare și asfaltare. Numai că întotdeauna constructorii țin cont unul de celălalt, da? Și lasă pe cel care face alimentare cu apă, canalizare, după care vine asfaltare. Sigur că da, pentru că vă dați seama și pentru unul și pentru altul ar fi o problemă dacă nu s-ar înțelege și nu s-ar corela unul cu celălalt. E mai multă stricăciune până la urmă, după aceea trebuie să rază asfaltul ca să te apuci din nou să faci. Și dacă asta e prins în proiect, că vă dați seama, dacă proiectul se face pe un drum care e numai pietruit, ăla vine și dă săpătură, piață și mai departe, nu-ți mai dă reabilitare de asfalt. Dacă ăla a venit și a făcut asfaltul și a venit celălalt și a tăiat, nu mai există bani pentru reabilitare. Da. Noi
ne-am ferit din, ne-am ferit de această speță pentru că un asfalt reabilitat niciodată nu e același asfalt care a fost din totdeauna. Cred că ați circulat absolut în toată țara și ați văzut că acolo unde a fost o intervenție, niciodată nu s-a se putut reabilita așa cum a fost inițial executat. Am văzut că aveți și proiecte care ajută într-un fel sau altul la infrastructura aceasta turistică și mă refer la partea de infrastructură de agrement în zona turistică Muri Ghiol, un proiect la fel de important sau poate chiar mai important pentru că ajunge la 5 milioane de euro, dar și la zonele acelea de acostare pentru embarcațiuni în diferite localități ale comunei. Când am venit în 2004, pe raza comunei Muri Ghiol existau 4 gropi de gunoi. Așa au existat atunci. După vreo 2 ani, ținând cont de directivele Uniunii Europene, s-a procedat la restrângerea gropilor de gunoi și am rămas cu una în Muri Ghiol. După care, după vreo 2 ani, au venit și au zis, se închid toate gropile de gunoi, se astupă cu pământ, se pun copaci și tot gunoiul se va transporta la Tulcea, la groapa de gunoi de la Tulcea. Am fost nevoit și am înființat o societate, SC Utilități se numește, care face salubrizarea la nivel de OAT Muri Ghiol. Toate deșeurile la ora actuală se transportă la Tulcea, mai puțin cele care sunt reciclate, presate, ambalate și vândute ca material reciclabil. Hârtie, carton, lemn, plastic și așa mai departe. Pot să vă spun și mă mândresc cu treaba aceasta, deși mândria nu e un lucru bun pentru cetățean. Atunci când e vorba de proiecte făcute în folosul comunității, e bine să vă și mândriți cu astea. Da. Pentru că sunt singura comună din tot județul Tulcea care și-a asumat răspunderea de a avea propria lui firmă de salubrizare. Deci nu lucrați cu cea care are în aproape tot județul? Niciodată. Da. Avem, cred că, peste 6-7 mii de pubele date pe teren. Avem 2 buldoze, avem mașină de gunoi, avem mașină de măturat, avem prese, avem tractoare, avem remorci. Ce vreți dumneavoastră? Este asta o acțiune pe care s-a făcut-o din considerate de cost sau care a fost motivul pentru care... Nu, considerentul a fost de, să ținem cont de salubrizare și de cum să spunem, de mediu ambient. Anul trecut am achiziționat un utilaj, un tocător de crengi, pentru crengile fiind la țară, vă dați seama, crengile reprezintă o masă fantastic de mare pe care noi nu s-o depozitez și dacă trimit o mașină sau așa, am pus, nu știu, 2 metri cub de creangă și o trimit la Tulcea și mă costă o groază de bani pentru că groapa de gunoi nu primește așa ceva. Și atunci am luat un utilaj, un tocător care face talaș. Și îl mergem unde am salubrizat Dunăvățul, da? Am depozitat crengele într-un anumit loc, am venit cu utilajul, am pus, l-am tocat, a ieșit numai rumeguș sau talaj, oamenii sunt bucuroși că poate să-l folosească la tot ce este, ori îl dăm gratis, ori îl ducem pe unde îl ducem, într-un loc amenajate și am scăpat de această problemă. Iar ceea ce am făcut și am ținut cont, pentru că zona este o zonă deosebită, am achiziționat un utilaj șenilat pentru intervenții deosebit de grave. Pe caz medical, pe caz piscicol, pentru că au fost situații când au rămas, pentru că ea este efectiv o anfibie care merge pe apă, pe uscat, pe zăpadă, pe noroi, pe tot ce Ați avut ocazia să o și folosiți până acum? Sigur că da. Deci în toată perioada aceasta, anul, iarna asta, anul acesta, au fost intervenții și au fost solicitări atât pe apă,
cât și terestru, ca să zic așa, pentru intervenții rapide într anumite perioade deosebite. Pot să zic că la ora actuală în județul Tulcea, cred că suntem 4. Și nu eu stau de prea multe comune care să aibă. Eu stau și mă întreb de ce oare ceilalți colegi care sunt și din Delta și nu numai, în zonele care au cu zăpadă fantastic de mare când te duci spre Giurgeni și nu numai spre Constanța, nu au putut să acceseze aceste fonduri, că au fost gratuite cu finanțare 100%. Sau în 2% partea de cofinanțare. Mai degrabă, ești ați avut norocul să obțineți astăzi finanțare, sau este vorba de o echipă care scrie proiectele și care aplică e pentru ele? E pur și simplu de o echipă. Eu am un procedeu al meu, în care în fiecare dimineață, la ora 8 și 10, ne întâlnim cu toți. Mai puțin compartimentele care nu sunt active, să zicem. Și de acolo se pune în discuție orice proiect care se poate accesa pentru așa ceva. Răspunderea este a lor și le-am zis, dacă aflu că s-a putut face o finanțare și nu ați făcut-o, nu mi-ați prezentat-o, e problema voastră, nu este a mea. Am un personal sau o echipă deosebită care muncește într-adevăr foarte mult pe această temă. Nu vreau să spun că eu, că știți cum e, nu. Este și contează și liderul, dar contează și echipa. Contează echipa. Pentru că liderul vine și spune, dacă n-are cine să proceseze, degeaba ai cerut calculatorului dacă nu poate să proceseze. Adică am încercat să facem, știți cum, având, deci am accesat fonduri pentru pontoane de acostare, am accesat fonduri pentru bărci de intervenție rapide. Avem două bărci a câte 11 persoane care pot interveni pe orice perioadă a vremii. Avem acest utilaj șenilat care poate interveni în orice zonă, de mlaștină, de zăpadă, de noroi, de undeva. Probabil că nici cei de la ISU nu sunt dotați cu asemenea utilaje performante. Enelul, ISU și noi avem. Doar atât. Atât, da? Acum știți cum e. Să poți să faci lucrurile acestea și când te gândești că este pentru populație, chiar ești mulțumit că într-adevăr a făcut. Că iar mă repet la ce am mai discutat, e posibil că cineva îmi spunea, zice, dar de ce ați luat? O trebuie să vă plimbați și am zis, tu vii de la Constanța și ai casă la Dunăvăzi, da? Și vii cu familia. Are o persoană, are un copil cu handicap, din păcate. Și am zis, nu aș vrea să ai nevoie de acel utilaj să suni și să spui că ai rămas blocat undeva și să-ți îngheasă copiii în mașină. Dar dacă o să ai, sună și noi vom veni, pentru că utilajul are încălzire, are 30 ceva de grade în interior, e închis așa cum e, deci e făcut utilaj pentru intervenție. Dacă pentru intervenție are de toate, cu truse medicale, cu tot ce este acolo. Acum, cine vede partea bună, vede, cine nu vede să fie sănătos și asta e, poate Dumnezeu îi va deschide ochii și va vedea. Adică avem intervenție pe terestru, avem intervenție pe apă, avem un adăpost pescăresc undeva, unde putem să ajungem cu bărcile și așa mai departe, să putem să descongestionăm, pentru că avem Uzlina, care este o zonă turistică, unde sunt foarte mulți turiști și, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, bărcile noastre sunt active, ca să poată să facă acest transport de eventual de degajare a personalului de la Uzlina spre zona de terasă. Pentru toate acestea am făcut acele achiziții și pe fonduri europene și din bugetul local de accesare de fonduri, de pontoane, de acostare. Pentru că am mers pe premiza că dacă nu ai de unde să pleci civilizat, n-ai unde să acostezi civilizat. Dacă o să mergeți pe teren și o să vedeți, s-au făcut decolmatări mari, sunt pontoane de acostare, unde vin două bărci. Anul trecut am făcut investiții și am pus pasarele și pe interior, la 45 de grade, ca să poată intra bărcile mai mici, în așa fel încât să putem să satisfacem în principiu nevoilor locuitorilor,
pentru că locuitorii sunt cei care au contribuit la achiziția acestor pontoane și anumitor societăți instituționale, ca să zicem, din zonă. Pentru că dacă am fi lăsat la liber, vă dați seama la câte firme sunt de turism, locuitori n-ar fi avut loc și nici instituțiile statului n-ar fi avut loc. Și atunci s-a scos o hotărâre de Consiliul Local și am zis, domnule, sunt prioritari locuitorii comunei Murighiori. Dacă o să luați vreun interviu cuiva, o să vedeți că anul trecut chiar au fost locuri îndeajuns pentru desfășurarea acestor activități turistice. Pentru că dacă nu le face acest serviciu, nici turiștii nu vin. Apropo de partea asta de facilități pentru locuitori, știu că aveți în pregătire, ca să zic așa, sunt proiecte pentru cămine culturale în localitățile care aparțin de comună și mă refer de un cămin cultural la Plopul, Dânăvățul de Jos și așa mai departe. Sunt locații de care se vor bucura tot locuitorii. Poate nu vine un turist neapărat să meargă la un cămin cultural, dar locuitorii de aici au și ei nevoie de astfel de proiecte și le-ați demonat aceste proiecte de data aceasta prin Compania Națională de Investiții. Acum, de zile, când am inițiat un proiect din bugetul local privind cămin cultural din Salina Suf, au fost voci diverse. Unii că mai bine făceam discotec, alții că mai bine făceam un bar, alții că mai bine făceam ceva, adică să meargă fiică sa la Cighior sau la Mahmudia de la discotecă, mai bine făceam un Murighior. Știți cum e bine să-i asculti pe toți, dar decizia ți aparține. Sau aparține Consiliul Local, clar că primarul nu face de capul lui. Și atunci am făcut acest cămin cultural din bugetul local în Salina Suf. Eu vă spun că au trecut ani în care lumea s-a obișnuit și un lucru benefic pentru ei. Ce fel de activități sunt acolo? Sunt și activități culturale? Sunt și activități culturale, mai puține este adevărat, numai că sunt activități utile populației. Pentru evenimente de familie, îmi imaginez. Pentru evenimente de familie. Că ce se întâmplă? Una să vină să facă o solicitare către primărie, face o anchetă socială și vezi că omul e cum e, și atunci îi dai gratuit această locație, face un botez, o nuntă, o nu știu ce, banii pe care îi strânge, își face o locuință, decât să plece la Tulcea, să dea banii pe nu știu ce și a rămas cu nimic. Adică noi ne uităm și la evoluția populației și ceea ce realizează acolo. Nu neapărat un beneficiu adus primăriei, că eu chirie 10 lei și nu. Pentru asta am făcut și lumea chiar aprecia că zice, domnule, nu mai plecăm nu știu pe unde și mergem și facem nuntă, facem botezul, facem și mormântări. Și atunci acesta este motivul pentru care vreți să vezi câte un cămin cultural în fiecare localitate, înțeleg. Nu numai pentru aceasta. Copiii, dau un exemplu, e școala de la Murighiol. Vin și îți fac activitățile la căminul cultural de la Murighiol. Cei de la Plopu nu au așa ceva. Și atunci se desfășoară activitatea, serbările, ca să zic așa, în școală este altceva. Când faci o serbare într-un cămin cultural, copiii se simt apreciați. Și vede că a venit lumea și reprezintă ceva și au valoare, e plus valoare, cum s-ar zice. Copilul e mândru, e mulțumit, e bucuros. I-ai dat și două premii, trei premii din partea primăriei și o satisfacție pentru el. Și de aceea există această oportunitate pentru pe CNI și am zis, domnule, hai să facem acolo unde se poate. Am făcut pe Plopu și pe Dunavăț. Cred că așa e, dacă nu greșesc. Plus, acum câțiva ani de zile, am la nivel de OATE Murighiol, am făcut o casă prăznicară, ținând cont de directivele Uniunii Europene, prin care se spune că decedații nu pot să-i mai ții în casă și am făcut o construcție superbă, o casă prăznicară, cum se zice, unde are casă mortuară, are sală de mese, are cantină, sală de mese, are bibliotecă, are tot ce se poate
în ea tot ce este util. Și oamenii chiar au nevoie de asemenea lucruri, pentru că atunci când ai o tragedie în familie, nu stai să te mai gândești la cheltuiala în plus pe care trebuie să o faci. Nu e vorba de cheltuială, cheltuielile sunt modice. Și de condițiile în sine. Cheltuielile sunt modice. Numai că unii își permis să țină undeva în casă, alții nu. Și atunci vin, au aer condiționate, oamenii stau ca atare, masa e garantată când îndeplinești toate condiții, toate standardele PDSV, ca să zic așa, nu se îmbolnăvesc, cum ați văzut că la nivel național se văd că au fost situații în care cei care au stat la pomeni sau nu știu ce s-au îmbolnăvit și au avut de suferit din cauza mâncării de acolo. De aceea am făcut și alt program ca să facem aceste case și la nivel tot prin CNI și la nivel de alte comune. Pentru că dacă nu le facem acum când există finanțare, ne-am trezit că Uniunea Europeană ne va impune peste 2-3 ani că nu o să mai ai finanțare și atunci o să trebuiască să, ori o dai din colț în colț, o să trebuiască să rup din bugetul local să poți face așa ceva. Apropo de finanțare și de CNI, un alt proiect la fel de important este, pentru că vorbeam mai devreme de copii, construirea și dotarea unei săli de sport în Murighiol. Care este planul pentru acesta? În ce stadiu este acest proiect și ce se va întâmpla cu el mai departe? Documentația este depusă, aviz favorabil există, noi avem un teren de sport, o echipă de fotbal pe care am înființat-o anul trecut, greu, dar s-a înființat. Au și rezultate pe plan județean? Au și rezultate, am ieșit pe locul 2, din păcate, și nu am reușit să luăm primul loc. E bun și locul 2. Și alături de acest teren de sport se face această sală. Acest teren de sport are și un parc unde copiii se pot plimba cu biciclete și, mă rog, și așa mai departe. Și alături de aceasta, pentru că a trebuit să le legăm sala de sport cu terenul de sport, ca ce să fie ca un ansamblu sportiv pentru activitățile care se desfășoară. Este un început, este greu, dar faptul că atunci când te duci într-o duminică și vezi câtă lume vine la un meci de fotbal, nu te mai interesează costurile, că ele sunt costuri private și nu sunt de la stat. Și când te duci să cauți o sponsorizare pe aici, pe acolo și reușești să o obții și vezi câtă lume se bucură, să știți că e un lucru fantastic. Vreau să vorbim despre un alt lucru fantastic și de această dată este un proiect de suflet despre care mi-ați amintit puțin emisiunea trecută pe care am realizat-o la Murighiol. Este vorba despre un proiect care va ajunge cel mai probabil la 30 de milioane de lei. O sumă imensă, chiar și pentru Murighiol, care are proiecte cu valori foarte mari, o foarte mare. Aceste 30 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, pentru că despre asta vorbim. Și asta e o întrebare, de fapt, mai degrabă. Vă vor ajunge acești bani ca să înființați rețeaua de gaze din Murighiol? Și de unde îi faceți rost acești bani? E o vorbă populară care zice că unii sunt proști la pomană. Când Uniunea Europeană se oferă sprijin pentru această finanțare și nu-ți depui eforturile pentru a obține această finanțare, să execuți acest proiect, înseamnă că este exact ce v-am spus eu. Curios e că cei care stau mai aproape de rețeaua de transgaz care duce la Constanța, n-au inițiat un proiect pentru așa ceva. Unde aveți rețeaua? Cât de departe e? La Gigiol. Ce distanță ar fi până acolo? 35, 38, 40 de kilometri. Vorbeam într-o emisiune trecută cu un primar și îmi spunea că are speranțe, dar destul de mici. Rețeaua e la 3 kilometri. Dumneavoastră aveți speranțe, deși rețeaua e la distanță mult mai mare. Ce speranțe aveți în acest sens? În aprilie, dacă ne aflăm, în ce stadiu sunteți? Eu zic că în iunie pot să vă spun că avem contractul semnat. Nu o să iau mare. Știți cum e? Cum e vorba aia? Zice că nu sunt prost, dar nici deștept, sunt ca orice om. Dacă faci pașii care trebuie și documentezi cu ceea ce este, vă spun că toată lumea este interesată să-ți financeze așa ceva. Pentru că
fiind Murighiorul, au noroc și celelalte comune sau sate care sunt, pentru că o să fie un consum foarte mare de gaz la nivel de Murighior. Pentru că eu v-am explicat, e un aflux de 200.000 de persoane care vin pe perioada de vară. Toți turiștii care sunt aici, toate pensiunile, hotelurile. Da, unde. De ce credeți dumneavoastră că s-a tras fibră optică în Murighiori și nu s-a tras în altă parte? Credeți mai că? Din cauza necesarului de pentru da, turiști. Numai că și pe ei trebuie să-i sprijină, să te duci la firme, să le explici, să faci, să vadă omul, că nimeni nu face o cheltuială fără profit, clar. Oriunde. Nu există oameni, nu sunt kamikaze pe firme care zic, hai mă facem undeva, pierdem și așa mai departe. Așa este și cu gazul. Așa este cu toate proiectele. Dacă nu le documentezi, da? Nu le prezinți cum trebuie, finanțatorul nu-ți da. Eu vă garantez că... De unde sperați să obțineți această finanțare? Pentru că este una importantă. Sunt pe fonduri europene. Deci fonduri europene. Corect. Din bugetul local nu se pot face. Din bugetul local se pot face întrețineri sau proiecte mici, proiecte mici de astea, de la nivel de OAT, proiecte mici care pot să însemne parcuri, flori, dotări, ciușmele și știu mai că aveți în plan chiar din bugetul local extinderea rețelei de iluminat pe zona de Faleză, de exemplu, sau extinderea iluminatului în zona mini-portului. Cheltuieli mici relative față de această investiție foarte mare, adică ajung la 100-200 de mii de lei, dar importante pentru bugetul local și totuși ele vor fi realizate din bugetul local și toate vor contribui la dezvoltarea acelor zone. Noi niciodată nu am pus valoare pe cost. Întotdeauna am pus valoare pe ceea ce realizăm și impactul care va avea asupra populației sau asupra mediului. Într-adevăr, sunt tronsoane scurte de un kilometru de iluminat. Dar atât timp în zona mini-port, unde toate bărcile acestea sunt acostate și sunt sute de bărci, dacă avem un iluminat, tragem rețea de fibră optică, unde va fi o supraveghere video 24 din 24, având iluminat, având supraveghere video, vă dați seama că furturile sunt zero. Absolut. Și contribui și la zona aceea, se dezvoltă, nu știu, poate oamenii sunt încurajați să se plimbe și noaptea acolo, seara, pe înserat, nu mai sunt, eu știu, într-o zonă întunecată, nu ești încurajat să mergi să te plimbi pe Faleză. La fel e pe Faleză, la fel e și în zona mini-portului. Ținând cont că acolo vom avea un proiect de 5 milioane de euro, care este cam o zonă de relaxare sau nu mai știu cam cum se numește ea. Zona aceea de agrement. Da. De agrement, dar e o zonă de relaxare. Pentru că finanțatorul vine și își pune întrebarea. În 2005 exista un hotel de 4 stele în Dunavățul de Jos și am participat la o recepție și au venit foarte mulți investitori. Și l-a întrebat pe cel care avea hotelul. Zice, domnule, eu vin cu o familie, 4 persoane, 5 persoane, ce pot să fac eu în 5 zile în Dunavăț de Jos? Păi zice, merg la pescuit? Bun, o zi merg la pescuit. O zi merg în delta. O zi fac baie în piscină. Restul, domnule, nu a avut replică acel patron să dea să explice ce poate să facă omul 5 zile. Pentru că dumneavoastră ați văzut că turismul a plecat spre chestia asta de turist de weekend. Da? De aici să faci 2-3 zile. Și el zice, domnule, eu 5 zile ce fac aici? Și Uniunea Europeană vine și își pune aceeași întrebare. Este delta, da? Ne plimbăm, facem, domnule, altceva, cum să atrag turismul în zonă? Și atunci s-a făcut această zonă de agrement, care înseamnă pontoane de acostare, cheuri, amfiteatru, pentru că știți cum e, când vrei să promovezi o zonă, trebuie să ai și ce să-i prezinți omului. Să poți să faci un spectacol, să poți să faci ceva. Dacă fac un spectacol în comună, creez neplăceri din cauza vecinilor. Că e zgomote. Zona aceea este ideală. Deci avem un amfiteatru, câteva sute de locuri, terenuri de sport, parcuri, zone de pescuit, agrement, pontoane de acostare,
tot ce este acolo. E pe 2 hectare, o zonă pe 2 hectare și proiectul este de 5 milioane de euro ce e acolo. Eu vă invit peste 2 ani cu siguranță ceva, vom veni. Să veniți într-o zonă și să o promovați. Nu trebuie să spuneți nici unde e, nici cum e, nici cine a fost sau cine a făcut, numai că trebuie să vadă și alte persoane că se pot face locuri, da, de relaxare, fără mari sacrificii, ci doar îți trebuie atât că să te duci, să ceri și lumea te ajută. Acum nu vreau să fac o chestie politică, pentru că eu sunt de la PNL, de la PSD, da? Adică nu a ținut nimeni cu domnule, e ăla, e stânga, exact. E dreapta. Nu există. Deci așa ceva trebuie să dispară treaba aceasta, că domnule, e ăla și nu să-l... Nu există. Nu există. Apropo, pentru că ați adus vorba de asta și ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb, mergeți mai departe, ne-ați spus acest lucru încă din emisiunea trecută, mergeți mai departe cu această echipă, sunteți mulțumit de partid, de colegi, de echipa pe care o aveți aici în primărie? Știți cum e? În general, când candidezi, sau cine candidează, vine și zice, domnule, dacă ajung primar, schimb pe toți. Și faci și pune și domnule, e o nebunie. Dacă gândești așa, ești nebun de fel. Pentru că tu nu cunoști nimic. Ceilalți cu echipa care vin nu cunoaște nimic. Pentru că chiar dacă vii din privat, în privat e una și la stat este altceva, aici contabilitatea e dublă, e o nebunie față de privat. Nu. Niciodată nu trebuie să dai afară ceea ce ai găsit. Dacă oamenii sunt loiali și fac ceea ce trebuie, nu te pune să dai afară pentru că vei rămâne singur. Eu când am venit în 2004, am făcut o ședință și am zis, băi, păi, fete, eu vin de unde vin. Mulțumesc că Dumnezeu este. Da? Nu vreau să dau afară pe nimeni, dar dacă am să văd că nu sunteți cu mine, o să luăm măsuri. Și nu cu dumneavoastră, cât pentru comunitate, că până la urmă asta contează. Corect. Și vă spun, am întrebat fosta secretară la primărie de vreo 30 ceva de ani, 40 de ani, și puteți să dați pe post. Zic, măi Marcela, cu cine ați votat voi în 2004 când am candidat? Eu și mă scapă și eu zic, domn primar, dacă spune cineva că a votat din primărie, că a votat cu dumneavoastră, vă minte, niciunul n-a votat. Asta nu înseamnă că nu am lucrat împreună și n-am mers și nu am fost o echipă. Pentru că au fost oameni sinceri, oameni corecți, am mers în continuare. Dar domnul Iov a votat? A votat, nu s-a fost problema. Deci asta e tot ce contează. Sigur, sigur că da. Mi-a părut bine că au fost sinceri, da, și mi-a zis, domn primar, și ea mă repet, dacă zici cineva din primărie că a votat cu dumneavoastră, vă minte. Toți au votat cu fostul primar. Important este ca și acum oamenii să aprecieze ce a făcut și să aprecieze toate aceste proiecte despre care am vorbit și să-și dea seama că au de-a face cu un primar care se gândește la comunitate și are proiecte care dezvoltă turismul, dezvoltă infrastructura locală, sunt proiecte în beneficiul locuitorilor, dar și al turiștilor până la urmă. Și aveți de lucru. E mult. Dar să știți că este bine că întotdeauna când ai de muncă ești activ. Și nu ai timp să îmbătrânești. Doar pe hârtie. Vă doresc și eu să nu îmbătrâniți și să aveți aceste proiecte, să le duceți la bun sfârșit. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezentarea. Mulțumesc și dumneavoastră. Într-adevăr a fost o zi plină. Chiar dacă a fost mohorât afară, să știți că în interior a fost o zi luminată și cred că veți prezenta într-adevăr ceea ce e de prezentat și realitatea care este cea adevărată din comună. Să știți că nu sunt o persoană falsă, nu sunt o persoană care am încercat să mă acopăr de lauri. Dacă nu m-ați fi întrebat, nu ați fi povestit nimănui, pentru că cei din comună văd. Cu siguranță. Și oamenii trebuie să înțeleagă că dincolo de emisiuni și de reportajele pe care noi le facem pentru a prezenta aceste lucruri și altor primari și altor oameni din județul Tulcea și așa mai departe, pe Tulcea News vedeți ceea ce se întâmplă. Vedeți oamenii într-o discuție unul la unul, așa fel, în așa fel încât să realizați că
Se poate face treabă, se pot aduce bani pentru comunități, se pot aduce proiecte importante pentru localități și iată în această zonă chiar și pentru turiști. Domnule primar, vă mulțumesc mult încă o dată pentru prezența în emisiune și mult succes în mandatul următor. Și vouă la fel, să aveți emisiuni plăcute și corecte și adevărate cum o aveți și pe aceasta. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă doresc o zi mai bună.